Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la Constanța News. În această zi îl avem invitat pe primarul de la Negru Vodă, domnul Petre Urzicianu, aflat la primul său mandat, și vom discuta împreună cu dânsul un bilanț al acestui mandat care, iată, se apropie cu pași repezi de final. Domnule primar, iată, mai repede sau mai puțin repede au trecut deja 4 ani, mandatul dumneavoastră se apropie de final, un mandat ușor prelungit de vremurile pe care le trăim. Cum vi s-a părut așa că a trecut timpul? Da, așa este, pe 27 iunie au trecut, s-au împlinit 4 ani de când am fost numit în funcția de primar, ales, și foarte repede a trecut timpul. Au fost atâtea probleme încât nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Dar mă bucur că din problemele care le-am găsit la primărie aici, foarte multe dintre ele le-am rezolvat. Țin minte, sau cred că nu greșesc, ați venit la primărie după o perioadă prelungită în care primar a fost un domn de 25 de ani și jumătate. Așa. Ce vă așteptați să găsiți? Au corespuns așteptările cu ceea ce ați găsit în momentul în care a venit la primărie? Am identificat. De fapt, anumite probleme se vedeau cu ochiul liber din afară, că nu funcționau cum trebuie. Dar în momentul când am avut acces la documente, am constatat că problemele erau mult mai grave decât se vedeau ele din afară. Adică erau probleme care nu au fost gestionate cum trebuie, lăsate unele de izbeliște, și care problemele acelea nu puteam să trecem peste ele, pentru că nu puteam să punem bazele dezvoltării orașului și automat ne împiedicau la toate proiectele pe care eu le aveam în vedere pentru a le face și pentru a duce orașul ăsta, a-l dezvolta. Ce v-ați propus? Ce mi-am propus eu? În 1990 orașul avea aproximativ 20.000 de oameni. După 25 de ani, acum când ați venit dumneavoastră, mai erau vreo 5.000, cred. Nu, eu n-am avut 20.000. Nu? Nu, s-a învârtit în jur, populația a fost în jur de 6.000 de locuitori. Tot timpul? Tot timpul. Acum că ei au domiciliu aici, dar sunt plecați foarte mulți din localitate, dar figurează în continuare cu domiciliu în Negru Vodă. Care muncesc. În străinătate. Foarte mulți muncesc în străinătate. Populația la 1 ianuarie 2019 era de 5.778 de locuitori. Ceea ce vă face cel mai mic oraș? Este cel mai mic oraș din județul Constanța. Și cu cel mai mic buget, bineînțeles. V-ați gândit să reveniți la statutul de comună? Nu, niciodată. Nu. Eu vreau să-l dezvolt și să arate oraș, să îndeplinească condițiile. Pentru că el a fost declarat oraș și pe 10 mai 1989. Deci înainte de Revoluție. Și nu am deplinit nicio condiție pentru a fi numit oraș, dar știți, înainte, în comunism se impuneau anumite chestii fără să se discute cu nimeni. Nu vreau să-l duc la comună pentru că avem foarte multe proiecte pe fonduri europene și pe fonduri guvernamentale, iar dacă ar fi să trecem la comună, ar trebui ca fondurile europene să le restituim. Sau să renunț la toate proiectele care se află în curs de derulare, pentru că ele se adresează orașelor, iar eu trebuie să o iau de la capăt cu proiectele. Un capitol important pentru un oraș, mai ales de genul orașului dumneavoastră, care este un oraș de frontieră, cu un tranzit considerabil, este infrastructura rutieră. Așa este. În momentul când eu am venit la primărie, am găsit, era o cerere depusă pentru un proiect
pentru asfaltarea 17,4 km de drumuri în interiorul orașului și strada principală din satul Daraban, satul care aparține de orașul Negru-Vodă. În noiembrie 2016 cererea a fost selectată pentru a fi finanțată și din momentul acela am început un lucru privind proiectul de infrastructură. În martie 2017 am semnat contractul atunci de finanțare și atunci am început efectiv treaba pentru proiectul respectiv. În martie 2020 am reușit, am finalizat proiectul, am asfaltat 17,4 km de drumuri, din care 9 km de drum de pământ în orașul Negru-Vodă și am achiziționat un utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă și de vară în valoare de 400.000 de euro. Pe bani europene. Pe fonduri europene. Primăria Negru-Vodă la proiectul acesta în valoare de 4,9 milioane de euro a contribuit cu 2%. Este foarte important nu numai pentru cei care tranzitează evident orașul, dar și pentru locuitorii orașului să aibă un nivel de confort urban cât mai ridicat. Cum se prezintă orașul în momentul de față din acest punct de vedere? Și mă refer la nu numai la străzile principale, la străzile secundare, trotuare, parcuri, locuri, eu știu, de relaxare pentru locuitorii orașului. Tot pe fonduri europene, în 2017 am accesat fonduri prin care am amenajat spații verzi, generic parcuri, cu o suprafață totală de 15.500 de metri pătrați au fost amenajați. Acolo se găsesc și locuri de joacă pentru copii, teren de sport, foișoare pentru cei de vârsta a treia. Mai este încă un lot în zona blocurilor, suprafață de 2000 de metri pătrați. Acolo sunt numai spații verzi și un loc de joacă. Există amenajarea respectivă, foarte multă vegetație, gazon și pom. Sistemul de irigat este subteran, este controlat de calculator, adică este un proiect cu care eu mă mândresc. Am ținut foarte mult la el, am vorbit de el și în campanie în 2016 și pot să spun, să blefez, că le-am și realizat. Este, am văzut că se bucură toată lumea de el. În fiecare zi și în fiecare seară loturile amenajate, parcurile respective sunt pline cu copii și cu părinților. Ce fel de populație are orașul? Tânăr, mai... Populația este îmbătrânită. Populația este îmbătrânită. Avem din 5.778 persoane peste 60 de ani, 1.864. Sunt peste 60 de ani. Și copii? Și copii avem în jur de 900 de copii. Iată, într-un fel putem să facem un pic trecerea și către educație. Aici știu că funcționa un liceu la care au învățat niște oameni, să zicem, celebri, care au ajuns cunoscuți în țară. În ce stadiu se află acest liceu? Este un liceu care continuă să producă absolvenți care mai departe merg la, eu știu, facultățile din marile țări? Când am plecat la drum și vorbeam din campania electorală, totul am gândit în jurul copiilor. Tocmai de aceea vorbeam și de proiectul cu parcurile, dar în special zona de agrement, dar în special m-am gândit la zona de învățământ. Da, când am venit eu la primărie, nicio școală nu avea autorizație de funcționare. Deci toate locațiile în care se desfășoară învățământ
ele nu corespund, din diferite motive. Plecând de aici, am identificat toate problemele care le au. Am văzut că se dau fonduri, sunt și fonduri guvernamentale și fonduri europene, și pentru am gândit să acoperim toate locațiile. Respectiv, la liceu avem pe Programul Național de Dezvoltare Locală sume alocate, va fi scoasă la licitație lucrarea pentru modernizare, reabilitare, extindere și dotare liceu în orașul Negru Vod. Acolo va mai fi construit încă un corp de clădire. Clădirea veche va fi reabilitată și modernizată, se va schimba absolut totul, de la geamuri, uși, instalații termice, electrice, inclusiv mobilierul va fi schimbat. Corpul nou în ce constă? Corpul nou va fi un amfiteatru și încă 3 săli de clasă. Și o sală, între ele se formează un U și va fi amenajat o sală multifuncțională. Este unde să se servească masa sau când se iese în pauză să, și afară vremea nu permite să iasă copiii în aer liber, vor sta în sala respectivă. Pentru cei mai mici? Pentru cei mai mici avem deja, s-a semnat contractul de execuție și proiectare. Până la sfârșitul lunii va începe construcția unei grădinițe noi cu program prelungit în oraș Negru Vod. Grădinița existentă nu corespunde, este depășită. În această vară am igienizat-o, am zugrăvit-o. Ne ocupăm în continuare de amenajarea curții interioare. Și atunci va fi atins și lucrul acesta cu grădinița pe Negru Vod. Pe Darabanie sat avem un proiect în derulare pe fonduri europene. Va fi construită o școală cu clasele 04, cu sală de sport și teren de sport multifuncțional. Este un proiect în valoare de 800.000 de euro. La fel, primăria va pune numai 2%. Am înțeles că acest salație semnat recent. Da, este semnat. Nu, urmează să fie semnat acum. Urmează săptămâna asta, cred că va fi semnat. Da, iată, până la urmă, în orașele cu populație îmbătrânită, în care îți dorești să atragi tineretul, familii tinere, care evident își doresc copii, trebuie să le oferi și asta. Iar aceste noi instituții de învățământ, grădiniță, școală, liceu, sunt binevenite. Da. Și eu îmi doresc ca și copiii de la Negru Vod să beneficieze de toate condițiile pentru a învăța în cele mai bune condiții. Un alt aspect este cel al protecției sanitare, medicale. Cum stați din punctul acesta de vedere? Am prins în organigrama primăriei pentru un asistent medical și un medic să angajăm pentru școli. Ca să fie supravegheați copiii și din punct de vedere medical. Până acum nu mai există cabine medicale în incinta școlii, dar va fi făcut. Și este prins și în proiect. Ne-am gândit la toate. Da. Să atingem, să rezolvăm toate problemele. Da, urmează și un an școlar un pic special. Așa este. Din punct de vedere al învățământului online, cum se prezintă situația aici? Trebuie să facem un inventar pentru că în anul școlar precedent, pe final, s-a desfășurat învățământul online, dar știu că sunt copii care nu au avut posibilitatea să intre online și să participe la cursuri. Deja ne facem anchete sociale ca să vedem familiile, persoanele și copiii respectivi pentru a le putea cumpăra tablete și să fie și pregătiți pentru a participa la lecțiile online. Am înțeles. Pentru că tot am atins acest subiect al
sectorului medical. Știu că aveați o problemă aici cu dispensarul din localitate. Așa este. Dispensarul mai funcționează de peste 20 de ani. El a fost închis. De fapt, am promis în campania electorală că mă voi ocupa de dispensar și că îl voi transforma în centru de permanență, mai ales că suntem oraș și noi nu avem asigurat servicii medicale după ora 16. Avem două cabinete medicale, în schimb, partea de urgență, acolo există decât o stație de ambulanță cu o ambulanță, în rest nu avem nimic. Asistență medicală 24 de ore din 24. Am venit la primărie când am căutat să văd documentele despre dispensar. Am constatat că în 2012 primăria Negru-Vodă a dat la o firmă din Mehedinți dispensarul medical pentru a-l face, pentru a-l amenaja și a-l transforma în centru de permanență, o firmă privată. Am fost la locația respectivă și am constatat că au fost efectuate niște lucrări mărunte, iar clădirea era abandonată și devastată. V-am zis, actele erau făcute, era un contract de... Nu, a fost dat cu titlu gratuit pe o perioadă de 15 ani, fără să fie impusă prin contract, să fie impuse clauze. Nimic, absolut nimic. Nici să plătească ceva, dar nici să fie un plan făcut în care să se spună termene precise în care să fie făcut sau în cazul în care nu se respectă contractul să poată fi reziliat. Eu am făcut 3 notificări la firma respectivă. Nu am să se prezinte la sediul primăriei să-mi spună dacă va continua sau nu va continua sau dacă renunță la contract sau nu. Notificările au fost transmise cu confirmare de primire. S-au întors plicurile înapoi cu notificările pentru că firma respectivă nu a fost găsită la sediu declarat în Mehedinți. Atunci, printr-o hotărâre de Consiliu Local, am dat o hotărâre prin care am reziliat contractul și de acolo ne-am apucat de treabă. Am făcut solicitare către Compania Națională de Investiții pentru a ne asigura finanțarea. Noi la ora asta suntem în lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții, adică avem finanțarea asigurată. Ne-am apucat să... Am fost și niște probleme de natură juridică, pentru că în inventarul domeniului public al orașului Negru-Vodă el apărea ca și dispensar, iar în cadastru care a fost făcut apărea corp spital. Acum refacem cadastru. Nici suprafețele de teren nu ieșeau. Actualizăm cadastru, exact cu situația care este la ora asta pe teren. Deja avem contactat o firmă care se ocupă și face studii de fezabilitate și toată documentația pentru a fi înaintată CNI-ului și a scoate lucrarea la licitație. Deci, există speranțe că locuitorii orașului vor avea un dispensar cu serviciu de permanență, ceea ce este foarte important pentru un oraș, chiar dacă, să zicem, Mangalia sau Constanța sunt aproape, dar când e vorba de viața oamenilor, fiecare secundă este importantă. Așa este. Evident, ar fi mult mai bine să aveți aici. Cabinet de medicină a familiei aveți? Avem două cabinete. Dar sunt foarte mulți locuitori care apelează la cabinetele respective și sunt foarte aglomerate. Prin înființarea dispensarului și a centrului de permanență, atunci oamenii nu vor mai sta atât la coadă. Aș vrea să revenim un pic la un punct care ține de infrastructură, este vorba despre rețeaua de alimentare cu apă. Am sărit peste acest aspect. Pe programul operațional regional, programul de infrastructură mare, la Negru-Vodă acum 3 săptămâni a început construcția unei noi stații de epurare. Este în valoare de 5 milioane de euro. Stația de epurare era
cea veche, care pot să spun că nici mai era funcțională, a fost demolată, e șantier în plină desfășurare. Într-un an de zile vom avea stație de epurare nouă la Negru-Vodă. Este investiția primăriei sau a operatorului de apă? Nu, este investiția operatorului de apă, dar primăria susține partea de cofinanțare. Pe partea de apă, de rețea de apă, noi avem o problemă am avut o problemă în localitatea Vâlcelele. Valoarea nitraților depășea limitele admise și s-a dispus măsura să se tragă apă de la Darabani la Vâlcelele. Este un proiect de 1,3 milioane de euro, tot a operatorului de apă, iar primăria susține partea de cofinanțare. Șantierul este în plină desfășurare și acolo. Da, e un lucru foarte important, pentru că în orice oraș apa și calitatea, evident, a acestui lucru este vital pentru populație. Știu de asemenea că aveți niște proiecte pe reabilitare sală sport și stadion, foarte important pentru populația tânără. Da, vă spuneam și mai devreme că totul a plecat de la construcția în jurul copiilor. Și dacă mai pe lângă parcurile făcute pe fonduri europene, le-am mai amenajat în centrul orașului un loc de joacă, proiect realizat pe buget local. Am refăcut și reabilitat stadionul, în special suprafața de joc, pentru că terenul era impracticabil. Acum el arată la standarde și norme europene, să spun. Suprafața de joc pot să spun că este de Liga a doua. Echipa, clubul sportiv a fost înființat de către Consiliul Local, la propunerea mea. Este sub patronajul Consiliului Local în 2017. Ne-am afiliat la Federația Română de Fotbal, am înființat echipa de fotbal, am jucat în Liga 6, acum suntem în Liga 5, noi ne băteam pentru promovare pentru Liga 4, dar din păcate campionatul a fost suspendat. Și nici acum nu am primit niciun răspuns ce decizie s-a luat vis-a-vis de campionatul de fotbal. Da, deocamdată n-au luat nicio decizie cu prima ligă. Da. Cu Liga a doua, deci mai avem de... Nu avem de așteptat, dar probabil vor rămâne tot în Liga a cincea, vor mânca de la, din toamnă să, dacă ne va permite situația sanitară, deci să promovăm, da. Mai ales că fotbalul este tradiție la Negru-Vodă. Aici se câștiga foarte greu de... Meciurile de echipe bune din județ erau câștigate foarte greu la Negru-Vodă. Iar sala de sport? Iar sala de sport mai avem încă puțin și o terminăm. Am făcut reparații generale de la acoperiș până... Sau... Nu, este sală de vreo 10-12 ani. Și am intrat în ea, am făcut reparații capitale. Da, ne-a apropiem de finalul interviului și aș vrea să vă întreb cum apreciați experiența acestui prim mandat. Da, a fost un lucru nou pentru mine. Eu am lucrat în sectorul bugetar, dar buget de stat. Aici am învățat cu totul și cu totul alte lucruri. Eu aveam experiență în ceea ce privește administrarea banului public, dar nu eram familiarizat cu ce înseamnă bugetul local. Nu. Problemele evident cu oamenii, da? Și am coborât până managementul problemelor lor, la talpa țării, ca să zic. Am coborât până la talpa țării. Acolo eram într-un sistem unde era totul pe procedură, aici e cu totul și cu totul altceva. Da, e o experiență și am căpătat foarte multă experiență aici. Pentru că sunt situații imprevizibile care apar instantaneu și trebuie să găsești soluții tot instantaneu. Deci nu
nu vă pare rău că ați făcut pasul acesta, pentru că știți cum se spune, sunt oameni care pur și simplu nu vor să se implice ca să nu se lege la cap. Spuneați, veneați dintr-un sistem unde totul era bine pus la punct și ați venit într-o primărie unde lucrați cu oamenii, unde lucrurile sunt foarte, foarte diferite, fiecare cu problema lui și trebuie să-i asculți pe toți. Așa este. Da, acum da, pot să spun că am experiență și pot să gestionez orice situație apare. Deci nu mai am nicio problemă în a rezolva aproape orice situație. Care a fost lucrul care v-a surprins cel mai mult? Problemele oamenilor au fost probleme lăsate negestionate de ani de zile. Au fost tergiversate. Am găsit, de exemplu, cererile de despăgubiri, 243 de cereri. Cereri depuse în 1998 și până în 2016, când am venit, nu a fost soluționată nicio cerere. Pentru mine a fost incredibil. Un șoc. Că oamenii au fost duși cu preșul și li s-a spus că dosarele au fost înaintate la ANRP, iar toate dosarele erau în primărie. Cum să-l minți pe ăla să-i spui că i-ai trimis dosarul și tu nu i-ai trimis niciun dosar? Candidați pentru un nou mandat? Păi la cât am muncit și la ce am pus, ce am așezat aici, că-s pregătite toate pentru al doilea mandat. Da. Răspunsul este da. Da, pentru că de fapt și telespectatorii noștri cunosc acest lucru. Cei care urmăresc, evident, activitatea administrației publice locale, un mandat de 4 ani, practic, îți oferă timpul de a deschide niște drumuri. Așa este. Și pentru a le închide e nevoie de ceva mai mult timp, pentru că acestea sunt procedurile. Așa este. Orice proiect, ca să-l faci, să adun documentația, durează 3 ani de zile, iar implementarea lui durează un an. Deci orice proiect mare de infrastructură, el durează 4 ani. Nu ai cum să le termini într-un mandat. Iar eu mai am câteva proiecte. Mai am, de exemplu, mai avem în desfășurare acum în satele Daraban și Bâlcele pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Alocată suma de 15 milioane de lei. Am semnat contractul de execuție lucrări. Firma este la Daraban. A adus și utilajele în maxim 2 ani. Toate drumurile din satele aparținătoare Daraban și Bâlcele vor fi asfaltate. Un alt proiect... De lucru local. Nu, e nu? Firmă... O firmă din București. Valoarea este mare și nu avem. Noi nu avem firme aici, nu s-a dezvoltat nimic aici, din păcate. După ce mai avem un program, un proiect de 5 milioane de euro cu construcția a 34 de apartamente cu 23 camere. Sunt locuințe sociale, iar este un proiect integrat. Tot în cadrul aceluiași proiect vor fi amenajate trotuare și spații verzi pe străzile Strada Platformei, Strada Șoseaua Cerchezului, Strada Stadionului, Strada Șoseaua Constanței, Strada Gladiolilor și Strada Șoseaua Mangalii. Pe lângă trotuare și spații verzi, localitatea va fi transversată de la est la vest și de pe lângă trotuar și de pistă de biciclete. Vor fi amenajate stațiile de autobuz, refugiile. Este un proiect care va schimba fața orașului. Pentru încheiere, vă rog să le transmiteți ceva locuitorilor orașului. Să aibă... Deci, locanul meu de campanie a fost aveți încredere în mine și acum le spun aveți încredere, pentru că tot ce fac pentru comunitate și fac pentru dezvoltarea orașului. Proiectele sunt în curs de derulare, sunt în diferite etape, dar în 2-3 ani de zile Negru Vodă va avea cu totul și cu totul altă față. Să fie alături de mine, iar ei vor fi
răsplătiți prin tot ceea ce fac eu. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației noastre și vom urmări în continuare ceea ce se întâmplă la Negru-Vod. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, aici punem punct emisiunii de astăzi. Până la proxima întâlnire, toate cele bune!